Te bazezi pe sentimente și emoții mult mai mult decât pe inteligență și logică. Gânditoare, inspiratoare, ești perfect capabilă să transmiți gândurile atât figurativ, cât și cu ajutorul scrisului și al vorbirii. Ai o intuiție foarte dezvoltată, adesea pot fi observate abilități psihice neobișnuite și poți ignora procesul de gândire obișnuit, bazându-te în schimb pe intuițiile tale. Inventator și pionier, ai tot ce-ți trebuie pentru a descoperi noi adevăruri care se află în afara realității percepute. Ești de obicei suficientă de curajoasă pentru a depăși orice obstacol ridicat atât de societate, cât și de circumstanțe. Te distingi printr-o voință puternică care te ajută să avansezi, indiferent de restricții. De aceea, dai adesea impresia unei personalități expansive și agresive. Poți fi un lucrător veșnic, căutător de adevăr, care este bine orientat în subiectul pentru care îți dedici întreaga viață. Tu faci tot ce poți pentru a atinge excelența în meseria ta. În loc să te temi de pericol, îl percepi ca pe un stimul pentru acțiune. Acolo unde alții nu îndrăznesc să acționeze, tu faci cu îndrăzneală un pas înainte. Semnul tău zodiacal aparține constelației Gemeni. Gemenii sunt direct legați de semnele elementului aer, care se disting prin următoarele calități: inteligență, capacitate bună de învățare, minte analitică. Dispunând de înalte abilități mentale, dar inconsecventă în decizii, poți fi foarte controversată. Deoarece constelația ta apare pe cerul înstelată doar spre sfârșitul lunii mai, ești supusă influenței Mercurului. Datorită lui, te distingi prin elocvență și înțelepciune, iar diplomația și abilitatea de a organiza și desfășura diverse evenimente te fac un partener minunat în muncă. Trăsătura cea mai cunoscută a personalității tale este impermanența. De asemenea, trebuie să lucrezi pe cont propriu mereu, deoarece tendința născută de a minți și de a înșela te poate împiedica să menții relații bune cu cei dragi. Pentru mulți se pare că ești foarte frivolă, dar aceasta este doar o consecință a unei minți creative și dornice de comunicare. Tu ai nevoie de sprijinul celor dragi, pentru că nu ai prea multă încredere în sine. Cu toate acestea, planeta călăuzitoare Mercur te-a înzestrat cu multe calități pozitive. Ai o imaginație foarte bine dezvoltată, astfel că devii ușor lider și sufletul petrecerilor. De asemenea, simbolizezi tinerețea și frumusețea, vitalitatea ta nu se usucă nici măcar la bătrânețe. Guvernatorul tău astral este Mercur. Planeta Mercur este responsabilă pentru un sentiment de confort, precum și capacitatea de a găti. Mercurul este favorabil jurnaliștilor, vânzătorilor, călătorilor, alergătorilor și chiar infractorilor. Planeta ta în exil este Jupiter. Lui Jupiter îi poți mulțumi pentru lipsa de principii și neputință. Nu faci parte din categoria celor mai obișnuiți gemeni. De obicei, este semnul zodiacal de logică și de gândire, dar tu preferi să ai mai multă încredere în emoțiile tale. Ai o excelentă gândire artistică, imaginativă, poți avea abilități extrasenzoriale, o intuiție puternică. Elementele nerestricționate precum pământul, aerul, focul și apa pot deveni tema centrală a vieții tale. În studiile tale, te străduiești mereu să ajungi la esența fenomenelor și proceselor necunoscute anterior. Desigur, oamenii apropiați pot împărtăși idealurile tale și te pot urma în viață, dar în cea mai mare parte tu rămâi în afara observatorilor, deoarece calea ta este în cele din urmă calea cunoașterii de sine. Spre deosebire de majoritatea gemenilor, nu ești împrăștiată. Ai o idee clară despre ceea ce trebuie să faci și direcționezi toată energia ta spre aprofundarea unei singure discipline. Ai o natură extrem de persistentă și, în plus, spiritul concurenței este extrem de dezvoltat în tine. Având o voință puternică de a câștiga, rar te retragi sau te îndepărtezi de luptă. Nu ești dintre cei care obosesc și își pun brațele cruciși pe piept, prefer să arzi în flăcările gloriei, mai degrabă decât să arzi încet și multă timp în rutină.
Tu nu ai nevoie de garanții pentru succes și de un antidot pentru înfrângere. Declarația, jocul merită, este pe deplin adevărată pentru tine și, renunțând de la competiție cu toată inima ta, vezi problema victoriei sau înfrângerii ca secundară. Principalul lucru nu este victoria, ci participarea. Acest slogan este deosebit de relevant pentru tine. Poți acționa cu succes în calitate de jucător de echipă, dar poți fi la fel de bine liderul. Tu recunoști atât importanța inițiativei individuale, cât și necesitatea de a te supune unei cauze comune. Poate că de aceea stârnești invariabil admirația și respectul celorlalți. Totuși, ar trebui să eviți tentația de a încălca legea. Apropo, uneori tu păcătuiești cu aroganța excesivă față de ceilalți. Consecința unui astfel de comportament poate fi ostracizarea din partea societății. Trebuie să cultivi în tine însăți umilința, care te poate proteja de manifestarea excesivă egoismului. Te distingi față de alți nativi din gemeni prin astfel de trăsături speciale, ești plină de viață, sociabilă, populară. Îți place să experimentezi și să rătăcești în mod nebun în dragoste cu cineva care te poate surprinde și cuceri serios, dar nu cu imprudență și curte primitivă, ci cu mișcări elegante și non-standard. Cum afectează data de 11 iunie soarta ta? Ai o personalitate puternică, ești încrezătoare în succesul tău. Atingerea unor rezultate de invidiat pentru tine nu este ceva dificil. Tu îți atingi obiectivul dorit, datorită universalității și abilității tale de a găsi o limbă comună cu aproape orice persoană. Ești activă, te adaptezi rapid la circumstanțele în schimbare. Tu iei decizii cu viteza fulgerului. Trebuie să ții controlul adecvat asupra oricărei situații, să reglementezi și să conduci acțiunile altor persoane. O soartă fericită, plină de evenimente luminoase și coincidențe incredibile ale circumstanțelor, îți permite să-ți maximizezi abilitățile unice, obținând un incredibil succes creativ și profesional. Posezi o altă calitate favorabilă, calmul neclintit. Rare ori poate apărea o situație în care îți poți pierde liniște. Ești obișnuită să-ți ții emoțiile sub un control vigilent și să fii întotdeauna responsabilă pentru cuvintele și faptele tale. Comunicarea cu tine este o adevărată plăcere pentru alții. Starea optimistă pentru viitor îți permite să-ți realizezi toate planurile și visele, ocolind toate eșecurile. Ai dezvoltat abilități de conducere clare, ești capabilă să conduci cu competență o echipă. Tu nu tolerezi concurența, având în vedere că nimeni altcineva nu merită să concureze cu tine. Tu știi cum să muncești din greu. Rezultatul muncii tale este întotdeauna o poziție financiară puternică. În timpul creșterii nivelului carierei, nu uiți de dezvoltarea profesională continuă și de studiul noilor tendințe. Alegi profesia la cererea sufletului și poți fi mândră de realizările tale. În viața de familie ești întotdeauna calmă. Tu alegi cu pricepere un partener pe viață și mergi împreună cu el. Datorită loialității, nu ar trebui să ai decât o singură căsătorie. Tu simți nevoia deosebită de a-ți petrece tot timpul cu familia. Ședințe comune de călătorie sau excursii, toate acestea te ajută să obții o adevărată plăcere din viață. Rar petreci timp în trivialitate. Obiectivele globale în sfera ta personală și profesională îți permit să te miști într-o anumită direcție, fără a fi distrasă sau să te întoarcă de pe calea ta. Dragoste și compatibilitate. Un cerc mare de prieteni și cunoștințe îți oferă un sentiment de stabilitate și aduce emoții pozitive în viață. În relații apropiate, nu ești la fel de predispusă la flirt ca alți gemeni, dar ai nevoie de un partener care să te intereseze nu numai fizic, ci și intelectual. Altfel îți poți pierde interesul pentru el și poți începe căutări noi. Alianțele emoționale armonioase se vor dezvolta cu berbecul și vărsătorul. Aceasta deoarece berbecul îți va da pasiune, nu te va lăsa să te plictisești și te va energiza. La rândul său, vărsătorul împărtășește dorința ta de libertate, atitudinea ta frivolă și aventuroasă.
Riscul este ca vărsătorul să devină autosuficient și să te expulzeze când ți-e lumea mai dragă, fără niciun semn de avertizare. Uniunile familiale cele mai liniștite și mai rafinate sunt cu reprezentanții semnului tău zodiacal. Gemenii te pot captiva cu farmecul și intelectul lor, iar cu natura lor neobișnuită și rafinată, adaptabilă, poți construi relații pe termen lung. Poate fi o relație excelentă ce se va dezvolta permanent. O uniune interesantă, dar inegală te așteaptă cu leul, dar aici există riscul de a acumula oboseală din cauza patosului său excesiv, dar și datorită indiscreției sale primitive. Capricornul, Fecioara și Taurul sunt prea pasivi și previzibili pentru tine. Aceste alianțe sunt sortite eșecului. Racul cu sânge rece și slab te poate aduce la disperare, în această uniune nu există puncte de contact. Cu un reprezentant din Balanță sau Scorpion este puțin probabil să faci casă comună, să trăiți sub același acoperiș. Balanța este mult prea indecisă și lentă, iar Scorpionul va încerca în permanență să te manipuleze, vei simți în permanență transpirația rece a trădării. În raport cu aceste două semne zodiacale, ești pe etaje diferite, fără scări și lifturi între ele, sau chiar mai rău, în blocuri diferite. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Natura ta liniștită posedă o calitate extrem de importantă, penetrabilitatea. Împreună cu curajul, te fac un adversar periculos. În plus, ai o voință extrem de puternică care te ajută să depășești obstacolele. Poți deveni o workaholică care înțelege bine domeniul său profesional și se îmbunătățește constant pe parcurs. Ai o trăsătură străină, extraterestră, nu-ți plac multe hobby-uri, te concentrezi doar pe un singur lucru. Pericolul pentru tine este motivarea. Îți place să-ți testezi forțele și noile oportunități și ești gata să faci un pas în necunoscut, dincolo de margine, fără ezitare. Orice ai face, ești întotdeauna plină de curaj și hotărâre. Desigur poți alege calea cunoașterii de sine. Aproape întotdeauna compui un plan de acțiune detaliat mental, care este urmat chiar și în detalii mici, fără a fi distrasă de nimic altceva. Ești încăpățânată. Iubești jocurile de noroc și competiția. Lupta și confruntarea îți stârnesc interesul, nu ți se întâmplă să le eviți. Pentru tine este mai natural și preferi ca tu să te opui în mod strălucitor, decât să suporți o rutină grimonotonă. Orice joc pentru tine are un sens în sine, chiar dacă în final te așteaptă înfrângerea. Nu te temi de pierdere, pentru tine jocul în sine este mult mai important, participarea nu victoria. Poți juca rolul de lider și de membru obișnuit al echipei. Tu apreciezi în egală măsură atât ierarhia, cât și începuturile luminoase. De obicei, ești profund respectată de colegii tăi. Sănătate și boli. Deoarece ești în mișcare constantă, cea mai reală problemă pentru tine este o nutriție adecvată. Motivul pentru aceasta este modul tău de viață, tu ești întotdeauna într-o grabă undeva, ca rezultat, mănânci în mișcare, de multe ori sandvișuri, covrigi sau chifle, și nu o masă completă de la primul, al doilea și al treilea fel de mâncare. Dacă faci acest lucru, atunci problemele cu sistemul digestiv nu vor fi evitate. Mâncăruri regulate, combinate cu exerciții regulate și consultații la medic, toate acestea vor fi de neprețuit în menținerea unei aptitudini fizice sănătoase. Un lucru pe care nu trebuie să-l uiți este nevoia de odihnă. În final, îți poți planifica munca astfel încât o activitate să înlocuiască o altă activitate, această schimbare va fi o odihnă în sine și o sursă de vitalitate. Soarta și norocul. Ești o femeie interesantă și interesată, diplomată, fermecătoare, cu povestiri excelente. Rezolvi orice. Obstacolele le depășești fără panică și isterie, menținând calm și prudență în orice situație. Ești norocoasă în viață, dorințele tale sunt împlinite, visele devin realitate. Sfaturi pentru tine. Trebuie să te ții sub control pentru a nu deveni prea arogantă.
Aceasta poate cauza respingerea și o reacție negativă accentuată. Încearcă să-ți controlezi emoțiile în căldura furiei. Dorința de a-ți apăra poziția prin toate mijloacele se transformă adesea într-un scandal urât. Lasă oponentul să dispară cu propria opinie. Știi că convingerea unei alte persoane este foarte dificilă și va fi mult mai dificil să-i recâștigi încrederea pierdută. Află cum poți distribui veniturile în mod corect. Ce cadouri ți se potrivesc? Tu tolerezi mult mai ușor că a uitat cineva să te felicite decât alte semne, astfel încât nu atragi cadouri de o importanță foarte mare. Pentru a-ți face plăcere un dar, este foarte simplu. Este important să fie dăruită din inimă și să fie exact ce vrei. Nu este dificil să știe cineva ce vrei. Este suficient doar să discute, să te lase să viseze în ajunul sărbătorii tale și toate dorințele vor fi imediat exprimate. Prin natura ta iubești sărbătorile și oamenii din jurul tău. Dacă primești bilete la film, după ce ai vizionat acest film va fi cel mai interesant film din viața ta. Căști pentru telefon. Imediat se dovedește că setul cel vechi nu era deloc bun și că darul s-a dovedit a fi mai bun ca niciodată. Fiind inteligentă și bine citită, nu vei fi niciodată dezamăgită de darul intelectual, de exemplu, o carte electronică, o colecție de filme documentare sau o enciclopedie. Dacă ar fi să primești o bijuterie, ar trebui să-ți aleagă un lanț sau colier de argint. Este mai bine să nu primești unele, deoarece ele semnifică o constrângere a libertății tale. Prețul unui cadou nu este practic important pentru tine, atenție este importantă. Poți fi fericită doar cu atenție, o grămadă de nimicuri în cutimici asortate pot să te distreze și, în același timp, comentariile care vor acompania procesul de desfacere a ambalajelor, pot fi asemănătoare cu un monolog al lui Nae Lăzărescu. Cu ambalajul nu excelezi, este puțin probabil să-ți atragă atenția asupra lui, este mai interesant pentru tine ceea ce este înăuntru. Dar nu este o curiozitate care te conduce. Te bucuri că e mai multe din cel ce dăruie, decât ceea ce a adus. Dar tu iubești darurile cu înțeles. Este mai bine să nu ți se dea mărunțișuri chinezești inutile. Chiar și ustensilele de bucătărie vei fi bucuroasă să le primești și nu vei da niciodată impresia că nu ai nevoie de ceva. Dar vei găsi cu siguranță o aplicație pentru tot și vei povesti cu siguranță mai târziu cât de importante s-au dovedit a fi lucrurile primite. Florile oferite de ziua ta de naștere ar trebui să fie de un violet blând într-o vază. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.